Ne spune mai multe colega mea, Liliana Năstase, însă vă avertizez, sunt informații cu impact emoțional. Lili, bună seara, te ascultăm. Bună seara! Inima dumneavoastră funcționează la o capacitate de doar 25%. Acesta era verdictul sumbru pe care medicul Dante Sloianul l-ar fi pus la sute de pacienți care, în disperare de cauză, au ales să își monteze acele dispozitive cardiace, multe dintre ele conform anchetatorilor luate chiar de la cadavre, împotriva legislației românești. De altfel, până în 2021, legislația era destul de incoerentă, astfel că dispozitivele respective puteau fi luate și de la cadavre. Însă, din 2021, această practică a fost absolut interzisă. Se pare însă că și de în 2021, până când a fost arestat preventiv, medicul ar fi apelat la această cale ilegală de a monta aparate, dispozitive cardiace, pe care ar fi luat sute de mii de euro. Conform anchetatorului, aceste stimulatoare cardiace erau vândute de Dante Sloianu către pacienți cu circa 2-3 mii de euro, în condițiile în care cele noi costau circa 5 mii de euro. Majoritatea pacienților erau direcționați către cabinetul privat al medicului Dante Sloianu, iar procedurile erau făcute de către medici rezidenți care nu aveau specializarea în cardiologie. De altfel, conform motivării făcute de judecători în cazul arestării preventive a lui Dan Tesloianu, se precizează și faptul că acesta nu a dorit să dea niciun fel de declarații, doar avocații săi au susținut că acesta este nevinovat. Fără succes însă, Dan Tesloianu va rămâne în arest preventiv pentru cel puțin 30 de zile. Dacă discutăm de dispozitive de unică folosință, ele sunt de unică folosință. Nu are rost să intrăm în altfel de speculații, să facem comparații cu alte țări. Noi trebuie să fim conștienți că trebuie să respectăm legislația în vigoare în România și trebuie să o facem cu toții, indiferent că suntem personal medical sau nu. Lucrul ăsta duce la creșterea încrederii în sistemul de sănătate și, în general, în autorități. Când ați fost informat că acolo se folosesc stimulatoare de la decedat? Nu vreau să fac astfel de încă o dată comentarii, pentru că parchetul efectuează investigații, iar Ministerul Sănătății a colaborat îndeaproape cu parchetul în gestionarea informațiilor legate de acest dosar. Dacă producătorul spune că e de singură utilizare, are motivele lui foarte clare și refolosirea unor dispozitive care au fost în corpul unui alt pacient pot fi infectate, poate fi acel biofilm în jurul acelui dispozitiv, biofilm care nu este penetrant nici măcar de antibiotice și pot apărea infecții. Desigur, dacă s-ar pune vreodată problema refolosirii și producătorul recomandă și e nevoie de reverificare de către producător a acelui dispozitiv și el să spună că este de refolosit. Dumneavoastră, când ați primit informații despre situația de la Iași? Este o anchetă în curs de desfășurare. Informații nu putem deocamdată. Când ați primit, când v-au informat? Să vă spunem. Deci, fiind ancheta...